G2A e pentru tine. Prețuri mici pentru oricine. Găsești multe detalii în descriere. Bine v-am găsit la un nou episod. Nu mă prins. Nu mai contează. Bă, ți-am dat două. Bine v-am găsit la un nou episod din strana noastră de Scrap Mechanic Survival alături de... Șmienosu. Adevărat, Dark Stile. Bun, ce te-ai colorat, mă, așa? Poftim? Ce te-ai colorat așa? Pe păi șase eram îmbrăcat și data trecută. Ok. Ok. Poate stai. Păcâi era. Păi așa, eram îmbrăcat tot timpul. Nu-s colorat. Okay. Las așa. Ce v-am de făcut noi în primul rând în episodul de astăzi? Să mergem, hai urcă, Darkule. Urcă, hai, urcă. Stai că iau și pe asta la altă casă. Sau, bă, da, bă, că ne ajunge numai asta. A, bine. Hai. Ce mișto merge podul. Hai, da. Ce, tu crezi că mai are cu greutatea asta pe care o are mașina? De fapt, bine, nu prea mai are greutate mașina, asta e faza. Mă, privește partea bună, mașina aia în trei roți merge mai bine decât asta. Păi bine, că asta n-are greutate. Pentru că momentan, dacă iau o curbă mai așa, mă duc 120 de grade. De fapt, chiar 360. Și de bun, fac 360-uri. Cum vrei tu? Mamă, și se generează zona asta. Ce înseamnă să-ți faci bază ca șmecherii undeva și... Și să nu, vezi, asta trebuie să încărcăm noi zona înainte. Și ce vreau am să... așa o vagă bănuială că prostiile astea de warehouse fac lag. Nu știu. Bine, ci trebuie să ieși cam multe picate. Da, alea din warehouse aia e faza, alea dau. No, bun, și ce trebuie să facem noi astăzi? Toate nebunile astea de aici trebuie să le ridicăm. Așa, să mai facem încă unul din ăsta. Să le punem cumva pe mașină și să plecăm cu ele. Hai să vedem totuși dacă dăm noi un E aici. Ne trebuie un raffinery bot 5 cu 5 cu 60 metal. Ok, hai să vedem. Deci aici trebuie să avem 5 cu încă 5 și niște metal prelucrat. Avem Darkule metal prelucrat? Sau ar trebui să ai tu, mai cred eu. Că. Mai am eu un pic. Din ăla de level 1. 60 de bucăți, îmi trebuie. Așa. Cică puțin așa. 200. De fapt, da, 237 e puțin, dar câte stack-uri am folosit noi pe acolo. Bun. Raffinery bot și cam atât, cred că. Nu cred că mai avem nevoie de altceva. Hai să lăsăm asta aici. Și va trebui să luăm chesturile, le punem cumva pe mașină. Știi că primul lucru pe care îl iau acolo? E dress botul. Apoi trebuie să punem cumva chesturile și toate astea, trebuie să le aranjăm și vedem unde le punem. Deci, pe mașină stai, cumva. Deci stai, așa. Un chest acolo. O să meargă mașina mai greu, dar merge. O să dau suspensie la maxim, ca să știi. Ok, da, acolo. Așa, încă un chest. Ori ne buguim de tot, ori ne mai buguim, ce naibii. Bă, nu, dar o să fie și mai cred treaba. Ia uite. Punem pe ăsta aici. Bam. O luăm încă un cufăr. Auto. Leu zici că e. Și aici. Maul. Vai. Stai. Puteam să jur că am văzut un râd de la portocaliu lângă mașină și deja mă lase panică. Stai. Au. Aici. Așa. Hai că punem chestul pe cealaltă parte. Cum l-am pus pe ăsta alt. Aici. Să fie greutatea egală. După aia pe ăsta... Îmi punem aici pe chesturi. Huhu! Craft știi bot. Că craft, îl pui pe partea altă, craft botul altul, nu? Da, pe asta vreau să fac. De ce nu se pune cum vreau eu? Stai. Așa. Nu reușesc să urc pe mașină. Stai. Așa. Vai de cap. Trebuie să fac neapărat o post de thumbnail. La maxim, nu? Mamă, și craft bot de level, mere mașina măcar. Aoleu. Bă, merge, dar e rupt aproape. Stai așa, stai pe loc. Bă, zici că i-am pus camber. Gata, am rezolvat postul de thumbnail. Zici că i-am pus camber. Dar stai că dau eu motorul ăla mai tare. Dar nu motor, uite-te în față. Nu contează, hai, du-te. O să fac și o poză la asta, doar ca să o am, îmi place. Hai da, stai, nu, bă. Vii și tu? Ar trebui, nu? Dar stai că mai avem spațiu. Mai pui aici spațiu. Pune ăla, cooking bot-ul. Cooking bot-ul. Ia-și urâtul la mic. Hai, peticule, hai da. Cât de șmecher-i. Stai. Așa, hai și tu cu noi, bun, dă-i. Hai da, Darkule, știu că poți. Vai. Bă, dar vezi să nu intri pe ăsta. Dacă dai pe ăsta case, să știi că nu cine de tot. Și așa avem 15 tone pe noi. Deci atât de mari, deci atât de grei de fapt, crafting boții ăștia de level 5. Ma. Da, și ăla de level 1 e la fel de greu, stai calm. Da? Nu. Oh, frumos, șofer profesionist.
Nu prin apă, nu zic că nu prin apă. Ce ai nu prin apă, bă, nu, nu contează, mă, măcar merge, hai. Privește partea bună. Vezi roțile alea? Da, merg. Pe mine mă surprinde că merge suspensia, mă crezi? Mm. încă mai merge. Aia păi suspensii zic. La maxim, cum să nu meargă? No, aici e întrebarea. Dacă merg aici... No. Deci dacă merg aici, a trecut testul. Hai, Darkule, hai să te vedem. Celerează! Du-te, 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 dă-i, 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 dă-i. Ce-i mai șmecher, mă? În afară că sunt... Da, erai sus măcar. Mai sus, dar nu poți. Bine, nu contează. Măcar am ajuns până aici cu ele și nu trebuie să luăm pe rând. Acum le putem la noi pe rând. Stai. Mamă, bă, vezi că fuge podul. Aoleu, asta da. Bun, le punem acolo aproape. Bă, nu, nu, nu. Dă-te, mă. Bă, stai, bă. Dă-te. Băi, să mord. Gata. Dă nu ești. Eu ți-am zis, bă, stai. Bă, lasă-mă, uite, putea să trec. Dacă nu erai tu acolo, blochezi. Bă, da, dar voiam să iau chestii de pe el. De-aia ți-am să da, stai. Da, de ce? De ce? Ca să iau craft botoși cu ăsta gigantic. Ok, ia uite, asta e toată pasul asta. Stai, bă, nu mai. Bine. Bine! Hai da, Darkule, dă-i, 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 tot în față, în față, dă-i, 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 dă-i. Nu vrei până apă, nu vrei să-i spălăm un nu, tot în față, dă-i, 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 hai, hai, hai. Mamă, rafinerii boții ăștia, sunt atât de grei. Sunt mai grei ca craft boții, vezi? Da. Și încă stai, deci acum e la fel, e mai grea decât înainte când am avut pe ea 6 chesturi în plus. Pe chesturile astea... Nu mă merge, asta a fost. Stai, lasă-mă. Lasă-l acolo, de ce le-ai luat? Că eu vreau să-l duc în brață. Știi ceva? Hai că știi să mergi și pe cric, nu te dă rămână. E că-s curios de chestii. Va. Da, să duce podul direct. Bine, oricum așa. E oarecum mai degeaba podul decât... Adică, oricum, dacă e să treacă boții, trec și pe marginile astea, că nu-i doar ei, mă. Păi nu, că marginile astea oricum o să fie rearanjate, știi? Nu o să mai existe marginile astea. O să fie doar o margine de unul pe care nu o să mai poată urca. Da, probabil. Trust me, trust the god. Ce the god, da. Bă, băi? Deci... Astea două sunt aici, ce mai avem? A, da, asta cu apă. Și niște scaune mai trebuie să ducem noi, însă alea mai vedem. Și o să aranjăm mici cămăruțe, adică bine, așa de început, aranjăm locșoarele astea, ce și unde avem nevoie, dar lasă-le în inventar momentan. Și le țipăm, uite, avem aici chesturi libere, umplem chesturile libere, hai, dă-i acolo. Orice chest liber, pui în el și după aia facem mai multe chesturi la un moment dat. Ia uite și aici. Face cum. Și acolo, jos, ia uite, chestul ăsta gol. Mai avem lapte pe aici? Da. Vezi acolo, în mașinuță. Dacă nu avem mașinuță, nu avem. Dar stai, scaunele le putem lua noi manual, nu? Deci ce mai avem pe acolo? Că atunci mă pot duce de niște acasă, iau eu alea și după aia aranjăm totul. Vreau să aranjăm așa camerele în mare parte, știi, să fie chesturi la chesturi, să fie... O să vedeți, de fapt, o să vedeți că sunt mai multe chestii interesante. Vreau să pregătim așa în mare parte cum o să fie camerele și după aia facem noi rost de niște lemn și mai... Terminăm din bază, cum momentan sunt numai niște stâlpi de susținere și cam atât. Și totuși trebuie un mic... Și aia nu-ți plac stâlpile de susținere? Ba da, dar o să fie mai șmecher la un moment dat. Și stai, facem și etaj. I don't know. Nu știu, deci... E de-ar fi în felul următor, am făcut baza asta. Bă, îți dai seama că dacă facem etaj, ne facem sus baza. Da, îmi dau seama că ne facem sus camerele, numai că zic că am făcut baza în felul ăsta ca să avem loc de scări, da, să putem urca liniștiți. Și în cazul în care o să mai fie update-uri pe viitor și să avem nevoie de mai multe camere, să putem face oricând mai multe camere. Adică putem să facem oricând încă 6 camere fără nici o mică problemă în baza aia. Bun, accentul pe dacă vor fi. Da, asta am zis și eu, că dacă vor fi update-uri. De-aia zic, pune accentul. Că momentan a fost, ultimul page note a fost în 30 mai. Mai, băi. O fost în viitor, ultimul update. Da. Poate le presimțiți, cine știe, da. E dat de gol. Dăm judecat acum că le divulgați, cred. Așa, ce mai avem pe aici? Avem astea, lemnul ăsta luăm și cam asta au fost, pa bază, o să-mi fie dor de tine, o să mai revenim când mai avem nevoie de siduri. Și stai, craftbot-ul ăsta ar trebui adus, nu? Care craftbot? Craftbot chestii. Craftbot, dressbot. Dressbot. Îl aduc eu în spate.
O să las cabina asta de probă acolo, numai pentru că arată frumos așa neagră. Și hai, cărăm, 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 cărăm. Ce ai făcut, Darkule? Iar ai stricat mașina. Bă, am făcut-o mai bună. Bă, mai bună. Bănuiesc. Bă, așa ar trebui să fie. Oricum, am fost puțin plecat, am făcut și o roz de o grămadă de lapte și acum, ia uite, cooking bot, pizza și mă trai cartofi. Nu vorbesc că te tai. Nu te las să vorbești, ne trai cartofi. Și mi-au zis oamenii în comentarii, bă, Dark, vezi, nu fii fraier, vezi că poți să alegi motorul cu buton, cu de-astea, la ăla. Eu nu i-am crezut prima oară, am intrat, am testat, nu mergea. Am încercat acum de nou și a mers. Aparent trebuie să alegi motorul la buton, nu butonul la motor. Deci, are și ordine, ești nebun. Deci are ordine mai șmecheră, ok, am înțeles. La volan, hai la volan, da, deci. Pe 1. 1 activezi blade-urile. Da, și pe 2 pistoanele. Pe 2 se lasă pistoanele jos, dacă tu îi se lăsa și ăla de jos. Mă duc! Mare, hai la teat, hai la teat, hai să mergem. Ridica aia. Așa, am lăsat 2. Și Geronimo! Așa. Uite aici, ziceam că ar fi fost idee dacă ridicam noi aia mai sus. Ei, las că e bine, uite, mergem în regulă cu pacea din față, ca să nu stricăm noi tare mult pe aici pe lângă. Și dacă dădeam și noi puțin mai multă putere la motor. Nu, se răstoarnă. A, se răstoarnă dacă e de mai mult. De-aia am zis că de-aia mă gândesc dacă să-i pun 4 roți sau nu. Chiar dacă pare stabil, se răstoarnă. Chiar e ok și 3 roți. Deci ai putea neapărat să-i pui 4 roți? Hai să vedem, uite, la copacul ăsta că e mai gros, mai așa, mai... Deci, era așa că putem unul mai în zonă mai plată. Nu știu să zic acum. 1. Așa. Bine, trebuie să-l lași un pic, știi, să... Huuuuleu! Și acum, ne urcăm pe el. Nu, dar puteai să urci pe deasupra lui, mă. Cum să urci deasupra lui? Stai așa, dă-te. Mă dau, gata, urcă. Te las pe tine, nu le-am șeful. Care era manevra cu... A, ăla, cu spatele să urci? Stai. Eu n-am înțeles. E manevra din asta, să te pui direct pe el. Păi stai că vreau să văd de jos. Vreau să văd de jos, ia uite, gata, hai. Mamă. Asta da schemă. Și acum trebuie să-l... Ar fi fost o idee dacă nu eram pantă, știi? Da, mare, bine, stai, că îl împing eu cumva. Bine, că de ce mai are manual, știi? Toată treaba e să-i dai manual și după aia pur și simplu urci în mașinuță. Bine, cred că o să fie o variantă să pun blade-ul ăla de sub să fie pe un alt buton separat. Poate. Eu oricum, ce-s foarte curios, e cât lemn o să facem din nebunile astea. Bine, nu știu cât o să folosim noi asta. Dar... A, și le ia oricum el. Păi ia și în partea asta să mai iei ceva. Ia uite, mai ai niște jucării pe aici. Așa. Și acum... Le mai ieși pe astea tu de jos. Atât, treci pe stele frumos. Și mai are și noi căsucă să vedem cam cât lemn, cam cât fier am mai adunat pe acolo. Urcă-n el. Vedeam cum se duce la vale și cum... Aoleu, olio, gata, o sub tot. Și acum... Hai, Darkule. Eu stau pe plin. Hai, conduc. Conduc eu? Eu să conduc, hai da. Hai da, știu că poți. Mă, pline astea. Deci trebuie mai 4 roți și mai multă putere ca altfel. Da. Da, se pare că aranjezi tu alea pe acolo. Da, până o să aranjez. Bine, am aranjat puțin. Îl vezi pe la napă? Da, îl văd pe la napă. Lasă-l acolo. Dar chiar putem să-l omorăm cu saw blade-ul. Nu știu. Și aș trage mașina pe stânga, ca să știi. Pe noi probabil l-am pus roțile invers sau ceva. Ar fi ceva. Oricum, ideea ar fi că zi. Nu. Ok, hai să ajungem aici, să vedem dacă reușim să urcăm. Bă, aproape. Aproximativ. Ui, cam grea aia, dar în rest e ok. Așa, ai luat-o tu pe cric? Nu. Ok, eu iau. Cred că ai luat-o și tu pe cric. N-am mers faza, am încercat. Ce m-a aruncat la mama nebii. Am încercat. Ok, gata, ți-am lăsat asta aici. Bun, am aranjat în mare parte, deci ca să vă zic ce urmează. Aici o să fie depozitele, aici o să fie craft bot și aici o să fie mâncare și chestii. A, și chest room-uri. Și aici o să fie cămăruțele noastre și mașinile o să fie în fiecare parte, aici aia de lemn, aici aia de piatră. Oricum mai avem multă treabă, mai ales lemnul ăsta. Hai dar să luăm așa și le punem aici lângă, nu? Dar așa. Și ai pus tu roboți de ăștia pe aceeași parte? Bă, am zis că o să fie, n-am,
Păi, că să fie două depozite, știi? Da, dar lasă-l lembe aici. Am, așa de început. Ok, pune-l acolo. Ia uite, și încet, încet facem noi rost de lemn prelucrat și după aia trebuie să mergem în craft bot să-l prelucrăm. Hai, consum benzină. Ce consum tu benzină? Acum vreau să te întreb dacă iară stai acolo și te gândești la vremurile de mult apuse. Nu, am dat upgrade la mașină. Ai dat upgrade la mașină deja? Vin, stai că mă bloc. Ia fii atent, pune-te în față un pic. Stai ce? Da. M-am ajuns sub tine, hai. Du-te, fugi. Ai dat damage? Hai să mergem. Nu mi-ai dat damage. Sau? Ok. Nu știu, nu cred. N-a fost atent. Băi, deci 4 roți, mergi impecabil. O, altă viață acum, uite, mașină șmecheră, metal, frumos acolo, tot ce trebuie, mai urmează să fie colorată. Bă, n-arată aia chiar așa. Bă, mai trebuie să-i dăm upgrade vizual, chestii. Vreau să fac un fel de cabină unde stăm noi. Și poate să fac un pic mai lungă. Din sticlă așa manevră, nu? Nu știu, vedem din ce și cum facem. Vedem, oricum. Dar... Hai să vedem. Ăsta mare din față. Nu, hai undeva unde mai plătă. Vreau să văd dacă merge așa cum mi-am imaginat eu că o să meargă. Ah, ok, păi hai acolo mai în dreapta puțin. De ce trage stânga? Acum mai trage stânga, what the fuck? Ciudat, asta, cred că e în pantă. Ia uite, copacul ăsta din dreapta de aici. E drept. Uite la după. Ah, da. Uite, ăsta e mai aproape. De fapt, ăsta. Trei mai aproape, dar stricăm view din spatele casei. Du-te la mai bine. La care ai vrut tu prima dată. Te bat. Nu șeful, nu eu, alt. N-am zis eu nimic. Ia uite, uite cât ți-s aici, uite, 3 copăcei, 4, 5, mamă, păi avem de tăiat aici, până mâine tem. Mm-hmm. Hai, începem cu ăsta? Da, îl iau pe ăsta. Nu, dă-i. Opa, stai. Dar nu-ți urca pe el, trebuie să-l tai, nu te grăbești niciodată, te duci uite așa frumos lângă el. Da, bam. Și dai pe unul. Dai pe doi. Ooooo. Și acum... Ai văzut, direct rădăcina aia. Aia trebuie să facem noi. Păi și dacă nu-i tai rădăcina, nu crește înapoi? Sau dacă tai rădăcina, crește înapoi? Nu. Nu e atât de inteligent pe cât ne-am dorit noi. Păi și atunci o să defrișăm totul și nu putem planta? Aparent. Bă, lasă plantez pe... Hă? Plantez pe breaslă. Da, pe breaslă nu plantez, fac copaci. Mă rog. Next level oricum. Ok, wow. Deci. Dă-i, hai. Înainte, până atunci eu le rezolv pe astea. Da, uite, vezi așa în două. Ia, rezolvă pe ăla la roată din față. Eu vreau să, țineți, vreau, bă, rezolvă pe ăla de la roată. L-am rezolvat și pe ăla, stai. Așa, gata. Ok. Manevra, ai văzut? Păi mă interesează blade-ul ăsta. Așa, hai, dă-i. Stai. Nu încape din cauza că-s... Stai. A, sale acolo? Nu, stai așa. Nu, că le pun mai sus. Ah, ce schemă. Vezi că nu le pus din prima sus. Dacă trage la înălțimea asta, e perfect. Ia, hai să vedem. Deci urcă și eu mă uit de aici, da? Puteți observa... O. Mam. Oh yeah. Nu înțeleg de ce nu tai și jumătățile alea, că normal trebuie să le tai. Ba, l-o tăiat, uite, o tăiat tot. A, au rămas aia din spate, nu știu cum. Dar pe cealaltă o tăiat-o. Cred că atunci dacă zboară, știi? Este așa, dacă nu activezi blade-ul, să-l lase mai jos. Da, da, uite, le taie scoarța numai, știi? Și la un moment dat trebuie să-l lași și jos. Hai că le rezolvă pe astea. Da, uite, așa în doi merge, nu e chiar full automată mașina, dar funcționează, adică se putea și mereu. Am o să fac banal cu pot să fac și full automată. Cred că mai trebuie un blade sau ceva acolo pe spate. Ai putea. Da, dar uite, per total, față de prima mașină care nu tăia nici măcar ultimul copac, uite, ultimul copac ăla de acolo din... Stai. Nu tăia nici măcar copăcelul ăla, am avansat mult. E prea sus, uite, nu merge. Deci ar trebui să lași mai jos blade-ul. Dar bine, cred că dacă mă joc eu și eu cu blade-ul așa... Nu mă, nu trebuie să las cuștile alea mai jos. Ah. Gen. Dar, primește foarte bună, totuși merge. Bă, da, adică până la urmă, cum am zis, e o evoluție. De la prima mașină care nu taie nici copacul ăla slim de acolo, la asta care taie tot. Dar așa e că vrei să mergi și tu să adun totul de pe jos. Da, asta o să fac, dar mai întâi vreau să văd de la ce înălțime poate da, să de la ce înălțime poți să ia alea? M-am pus pe scaunul greșit. Mai sus, mai jos, pardon. A, să uite, mă, mai o sub ceva din alea care sunt
dus. Yeah. Alea care s-au întors. Cred că așa. A, uite așa, da. Deci la înălțimea aia. Am văzut cum le-o subt pe toate. Cred că o să mai fie o manevră. Dacă o să fac mașina un pic mai lată. Ar fi și asta o schemă. Îmi place ideea asta, gen să trec copa ăsta pe... Sau să împing ăla un pic mai în afară. Dacă se împing pe ăla cu un bloc mai în afară. Ia uite cum le suge. Mamă. Ok, și v-a rămas încă două aici. Îmi place. Da. Uite, hai. Două. A, una și a doua. Așa, gata, de rezolvat. Bă, uite de câte am făcut într-un copac. Deci, aproape am umplut două din astea. Hai acasă, Darkle, nu mai trebuie nimic. Hai să mergem acasă și să prelucrăm. Deci nu ai nevoie mult de două de astea, dar ok, îmi place. Bă, da, măcar atât, uite, un copac, ba, mai rezolvat o treabă. Dar uite ce rapid merge așa automat față de cum ar fi mers. Aule. Dați seama, față de începutul jocului, cât o evoluat, mă rog, cât am evoluat noi, nu... O mai, am zis o de 11.000 de ori, dar o mai zic. Are și părțile lui bune jocul ăsta. E fain, dar îl strică unele chestii ce n-ar trebui să existe. Nu știu. Da, adică, uite, de jumătate de lună n-a fost niciun patch note care să rezolve multele bug-uri existente, știi, aia e faza. Nu cred că n-au timp. Bine, hai să zic acum că poate e și problema cu COVID și poate nu pot să lucreze oameni, să zicem. Mm-hmm. Că nu știu din ce țară e firma, știi? Da, și asta, dar până la urmă, na. Dar totuși, ar fi putut să uite, încerc. Măcar nu merge mașina. Stai mă, stai. A, trebuie să o, întâi trebuie să o centrezi, după aia să accelerezi, nu? Trage pe stânga oricum. Nu trage pe stânga. Hai, Darkule, trage, împinge! Dar îmi trebuie de ăsta, îmi trebuie un pic de avânt. Împinge! Stai un pic. Nu, că nu mă las, că am urcat cu ea, aia e treaba. Ai urcat-o cu ea odată, hai să vedem. Hai da, vezi că fuge! Fuge fundul! Dă-i. Ăla e, hai, încă puțin. Nu mă, nu, o să fac rost de fier și o să urc tot asta, pentru că e prostie ce am făcut aici. Da, să știi. Poate să meargă, să fie o singură eu rampă, știi? Să venim mai încoace și să fie o singură rampă. Ce? Să fie... Nu, eu nu înțeleg de ce, eu asta nu înțeleg, de ce dracu fac chestia asta? Așa jos. Bă, nu știu, putem să începem de aici, știi, de la modul ăsta. Ce? Putem să începem de aici direct, bam, și să fie numai o rampă aici. O să modificăm noi asta pe episodul lui Dark, pentru că atât ar fi și cu acest episod, sper v-a plăcut, dacă da, știți ce aveți de făcut? Două vaci fugărite de roboții, mă rog, știți ce aveți de făcut și noi o să ne revedem data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi, toate cele bune, eu am fost Dark, el a fost Bushman, la revedere! Baftă!